Bună ziua la toată lumea! Vreau să dau citire la o declarație. Stimați concetățeni, nopțile devin mai răcoroase, iar temperatura politică în societate, odată cu apropierea alegerilor prezidențiale, a început să crească. Această creștere a temperaturii politice, într-o manieră specifică, a început să mă afecteze și pe mine. Fapt care m-a determinat să convoc această conferință de presă. Imediat după decizia istorică, în ghilimele, a Curții Constituționale din 4 martie curent, eu am fost întrebat de mai multe persoane dacă am de gând să candidez la funcția de președinte. După aceasta a urmat faza când unii concetățeni, din propria lor inițiativă, au încercat să propună candidatura mea în calitate de candidat comun din partea partidelor politice pro-europene și anti-aliugarhice. Ultimele zile, numărul de apeluri telefonice cu întrebări privind planurile mele politice a sporit substanțial. În legătură cu aceasta, eu am decis să declar următoarele. Rămân pe poziție că scenariul cel mai eficient de mobilizare a societății în scop eliberării statului din captivitate prevede atât înaintarea candidatului comun la funcția de președinte din partea partidelor antioligarhice, precum și participarea acestor partide într-un bloc comun la alegerile parlamentare, ordinare sau anticipate, la care oricum se va ajunge după alegerile prezidențiale. Consider că președintele ales în toamna anului curent trebuie să fie unul combativ și să arunce în aer stabilitatea, în ghilimele, statului captiv, bazată pe cinismul, coruperea și fățărnicie celor care au uzurpat puterea în stat. Președintele ales trebuie să protejeze acele vlăstare ale libertății și democrației care s-au păstrat în societate grație rezistenței opuse de cetățeni și să pregătească, împreună cu cetățenii cu demnitate, schimbarea din temeria clasei politice compromise în urma alegerilor parlamentare. Candidatul comun pentru alegerile prezidențiale poate fi desemnat prin două modalități. Fie din liderii partidelor politice, e vorba de doamna Maia Sandu și domnul Andrei Năstase, fie poate fi desemnată o altă persoană cu suficientă notorietate pentru ca transferul de imagine din partea liderilor politici să fie eficient și cu verticalitate pentru a se poziționa univoc de partea poporului în lupta pentru eliberarea statului din captivitate. Cert este că desemnarea unui lider de partid în calitate de candidat comun într-un mod automat defavorizează celelalte partide, fapt care neapărat va afecta mobilizarea și coeziunea necesare pentru atingerea scopului anunțat. Ținând cont de cele expuse, în calitatea mea de cetățean al statului captiv, îmi exprim îngrijorare în legătură cu poziția adoptată la 8 august curent de Partidul Platforma DA, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Liberal Democrat din Moldova. Lansarea în paralel, în campania electorală a doamnei Maia Sandu și a domnului Andrei Năstase, cu intenția de înregistrare a doi candidați, riscă să-i deruteze și să-i demotiveze pe cetățeni. Mai mult, promisiunea de a lua decizie definitivă privind candidatul comun la funcția de președinte, selectat dintre cei doi la momentul oportun, presupune continuarea concurenței între aceste două partide cu păstrarea riscului ca acest candidat comun în ultima instanță să nu fie desemnat. În această ordine de idei, ținând cont de gravitatea situației la care s-a ajuns, lansez un apel către conducerile PPDA, PAS și PLDM de a reveni la masa de negocieri în scopul desemnării candidatului comun, fără ca să se ajungă la competiție cu înregistrarea a doi candidați antioligarhici. Totodată, păstrez speranța în capacitatea cetățenilor Republicii Moldova de a nu se lăsa manipulați prin intimidare, minciună și bani, și sunt convins că ziua de 30 octombrie, indiferent de componența listei de candidați înregistrați, poate deveni un pas spre demnitate și adevăr, spre eliberarea statului din captivitate, spre un stat de drept democratic care încă urmează a fi edificat. Revenind la scopul inițial al acestei conferințe de presă, vreau să le mulțumesc tuturor simpatizanților mei care își formulează întrebări privind planurile mele politice și să-i informez
că nu am de gând să particip la alegerile prezidențiale în calitate de candidat independent. Ceea ce înseamnă că rog nu fiu deranjat cu întrebări și propuneri de acest gen. Vă mulțumesc, vă ajut într-o. Deci vreau să ne susțin acest candidat desemnat de cele 3 sau 4 partide? Cum ziceți, vreau să ne Situația care este? În ziua de 8 august, după ce au trecut 5 luni de la decizia istorică a Curții Constituționale, noi am aflat că aceste 3 formațiuni politice au decis să meargă în paralel și pe urmă, la momentul oportun, se decide cine se va retrage. Pornind de la experiența mea politică și cunoașterea psihologiei moldovenilor în sensul civic, eu consider că asemenea scenariu nu este optim și încă nu e târziu ca aceste 3 formațiuni politice să-și revadă decizia din 8 august, cu toate că nu am iluzii. Dar v-am invitat aici ca să-mi exprim poziția mea civică, doar atât. Cu planurile și cu scenariile optime noi stăm bine, cu realizarea lor o leac mai slabă. Deci, în calitate de remarcă, pot să vă spun că când veneam încoace, mi-am adus aminte de ziua din 19 august 1991, 25 de ani în urmă. Domnul Vasile Vataman, directorul Mold Press, era în concediu, eu eram în exercițiu de funcție de director Mold Press și am trăit zile și nopți foarte fierbinți aici, când se decidea soarta Uniunii Sovietice și implicit a Republicii Moldova. A fost timpuri interesante. Păcat că s-au ajuns la stat captiv. Atât. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc pentru că v-ați obosit să veniți la etajul 4 și vă urez o zi frumoasă în continuare. Revedere!